Desfășurată sub auspiciile APOR București, întâlnirea Asociației Părinți pentru Ora de Religie l-a avut ca moderator pe Romeo Moșoiu, care este și vicepreședintele asociației. Publicul participant, în număr foarte mare, face parte din cele mai diferite categorii sociale: profesori, avocați, ingineri, șoferi, muncitori, persoane casnice, toți având drept numitor comun calitatea de părinte de elev. Discuțiile s-au axat pe importanța orei de religie, sugestii și propuneri judicioase pentru înființarea și viabilitatea filialei Suceava. Concluzia a fost că cei 123.046 de elevi ai județului Suceava ar trebui să aibă o educație religioasă conform principiilor spirituale corecte și că aceasta se obține prin existența și predarea religiei în școală și nu înlocuirea ei cu altă disciplină. S-a subliniat ideea că reintroducerea religiei în școală s-a obținut în urma evenimentelor petrecute în 1989 și că este unul din primele drepturi cerute de biserică. Dragostea față de biserică și față de neam a fost concretizată prin rezultatele bune obținute la învățătură și prin implicarea elevilor și a cadrelor didactice și în olimpiade școlare. În anul 2010 am organizat Olimpiada Națională de Religie în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuțului. A fost a doua din țară și începând de atunci am avut rezultate deosebite. Suntem întristați că s-a făcut această degringoladă în învățământul teologic religios prin acea hotărâre a Curții Constituționale ca la ora de religie să participe doar cei ce voiesc. Să nu solicite cei ce nu voiesc. Deci actualmente Biserica Ortodoxă Română prin slujitorii ei, colectivul de cadre didactice, își fac datoria și trăiesc cu speranța că părinții, care sunt păstrători ai tradiției, a limbii și a culturii și a religiei noastre strămoșești, vor subscrie pentru predarea în continuare a orei de religie în unitățile școlare din județul Suceava. Trebuie să începem chiar din această seară să lucrăm pentru ceea ce ne-a mobilizat și ne-a dus împreună, ora de religie să rămână în trunchiul comun și să continue ca făcând parte de bază din curricula de instruire a copiilor noștri. Dorim să susținem ora de religie și credem cu tărie că ora de religie, statutul orei de religie este în școală și milităm ca ora de religie să fie prezentă în școala copiilor noștri și de asemenea credem că statutul orei de religie nu poate fi altul decât acela de oră prezentă în trunchiul comun și ca materie în școlile din România. Sperăm copiii noștri să participe în continuare la ora de religie, poate chiar nu neapărat o oră, pot să fie două ore pe săptămână. Este extrem de important să avem în vedere că până în data de 6 martie, fiecare părinte trebuie să fie responsabil pentru copilul lui, să-și exprime punctul de vedere și să susțină religia în școală, indiferent ce confesiune reprezintă, întrucât este o valoare incontestabilă în educația și susținerea sănătății copilului pe tot parcursul programei școlare. S-a menționat de asemenea faptul că trebuie avut în vedere problema copiilor de toate confesiunile, a celor cu părinții plecați în străinătate, precum și a copiilor instituționalizați. În partea a doua a lucrărilor s-a stabilit comitetul de conducere al filialei APOR Suceava și calendarul de lucru în toate orașele județului, cu binecuvântarea înalt preasfinției sale, Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.